Rata de infectare este în continuă creștere, iar noile restricții impuse de autorități afectează și pe tine. Testele nu mai sunt valabile dacă vrei să mergi la restaurant sau la sala de sport, la nuntă, la botez sau pe stadion. Ceea ce îi face pe experți să spună că abia acum apare discriminarea. Epidemiologul Octavian Jurma a spus la Marius Tucă Show că autoritățile fac tot soiul de artificii pentru că subestimează numărul de cazuri. Testarea este o amenințare foarte mare din punctul meu de vedere, eliminarea testării și decuplarea completă a testării, pentru că noi trebuie să fim solidari în asta și eu sunt un om care am promovat, știți foarte bine și la dumneavoastră, sunt un om care vrea să ne vaccinăm, dar nu vreau să eliminăm, să o facem eliminând, abia acum avem discriminare cu adevărat. Deci ai refuzat certificatul în vară verde și acum brusc l-ai adoptat când din disperare. De ce toate măsurile alea care acum ați încorci mușchii, nu le-ai făcut în vară, când era mult mai rațional, toți eram în stare mai rațională. Iar Correct. Acum este o discriminare clară pentru că certificatul verde asta făcea elimina discriminarea. Oricine se putea testa. Adevărul este că s-ar putea să avem nevoie de teste, inclusiv noi cei vaccinați știm că imunitatea expiră și după vaccin ca după infectare. Trebuie să putem avea o discuție transparentă, deschisă și să căutăm soluții împreună, nu să ne acuzăm împreună.